Salutare, prieteni! Bine ați venit pe canalul Alin de la Strehaia. Suntem aici la bucătărie cu mama, facem mâncare. O să vedeți pe canalul lui cum a pregătit mâncărica. Davi? Davi nu poate să-l țină când vede pepenele. Încă un van. Dă-l la mine. Davi. Dă-l la mine. Mușculele de porc cu bulețe, cu mărlat. A rămas cu și de aici. Aici. N-ai loc. Te mai uiți la el să vezi cum rămâne să-i spui papa. Nu, parcă nu-i vine să închidă frigiderul. Nu-i oxidat. Nu-i vine să închidă. Acum urmează să punem și pasta de bulion. Pastă și rog. Și rupă la bulion de casă, de gras, roșu, galben. Mamă, prietene, am văzut în comentarii că fanele lui Anca de la vlogul meu de ieri au zis că fac mișto de ele. De eu n-am făcut mișto de ele, prieteni. În primul rând făceam caterincă și în al doilea rând chiar n-am primit comentarii cu de-astea. Vai, îți faci joc de Anca, vai, nu știu ce. De asta glumeam cu voi, dar... Ei, acum cine înțelege, înțelege, cine nu. Ce facem? Ce faci tu? Eu nu știu ce să fac. M-am săturat. Cu ăștia pe capul tău. În acest stres. Mm-hmm. Ce vor să facă? Nu știu, ne stresează maxim. Ba pleac la București. Ba nu mai pleac la București. Ba merg la botez. Ba nu încurcă toată lumea. Ba nu mai merg la botez. Ba încurcă toată lumea. Ba nu zice odată hotărâți. Dacă merg la botez, trebuie să ne spună că trebuie să mergem și noi să ne pregătim. Voiam să mergem la București, să ne luăm haine, să ne aranjăm, să ne facem. În fine. Mihai, dacă... și-a dus la vapor. Da. La... După aia că... Nu știu, că merg. După aia că nu mai merg. După aia că merge la București și apartamentată. După aia că merge la botez iară, că vorbește patroana cu el acolo să ceartă. După aia că nu mai merg. Și uite așa ne ține stres, nici noi nu știm încotro să luăm, încotro să mergem. Deci nu mai înțeleg. Ori merg la botez, ori nu merg, ca să mergem fiecare pe drumul nostru. Că și eu vreau să plec. Păi și eu vreau să plec, am treburile astea, vreau să văd încotro iau. Trebuie rezolvate și niște probleme, așa... Nu pot să stau așa în stres, mergem, nu mergem, mergem, nu mergem. Da. Omul lătura, de unul acum. Deci pe bune. E nehotărât. Spune clar, nu mergem, el să meargă la București cu cine vrea, noi mergem unde avem treabă și asta e. Măcar și că faci o treabă. Nici la București, dacă mergem o zi, două, așa, toți mergem să stăm. Dar să mergem să stăm acolo, eu nu merg să stau. Hai, vrea. Să stai în apartament. Nu știu, chiar nu știu. Bă, ce le vine? Ce-i vine? De fapt, lui. Hmm? Ce-i vine așa, nebunie de aia? Păi nu e nicio problemă, nici la botez, dacă nu merg, nu merg. Dar să ne spună, să știm... Să știu o treabă. Ce avem de făcut? Nu ne țin așa, iurea, după aia zic, hai. Să mergi la dentist, să-ți faci, să mergi, să ne plătim ce trebuie, la alea, facturi, alea. Așa ce facem? Ah, Doamne, nu merge. Că acum am zis toate să adunară, gata, la sfârșit de lună... Toate, trebuie tot plătit. Știți cum e? Nu știu, chiar nu știu ce să facem cu oamenii ăștia. Ne hotărâți. Eu nu mai am memorie. Așa au fost mereu. Așa a făcut. Eu trebuie să șterg tot. Din alea verde, mai sus. Zic greșeală să nu șterg pe ăsta. Eu aș fi din greșeală. Am făcut odată. Am făcut odată așa. Și eu aș șterg tot din telefon. Din greșeală. Am dat ștergere totală. Da. Nu, că apăs cu degetul și uit, apăs și pe ăla și pe ăla și tot așa. Uite, sună patroana, disperată asta, vrea să vin, crede că mă plimb eu cu ea prin Severin, prin magazine să-și ia rochii. De ce, nu mai faci la vreodurile așa? Nu, asta e.
Deci ce facem? Și aseară vreau să ștept din memorie, m-am gândit că e plină. Dar am zis, lasă, că mai merge. Are și el destul în el, cât să țină, nu? Nu știu, Lini, ce faci cu oamenii tăi. Le-ai invitat la masă, te-ai împrietenit cu ei? Sau că am pus în capul tău acum? Ah, da. Știi că faci prietenie multă, că nu durează... Nu, mai ne-au scris destul, gata. Nu mai mergi la niciun botez, la nicio București, la niciun nimic. Stai acasă și gata. Mergem. De când tu ziceam, mergem. Da, să mă aline, mergi la noi aici, mergi la o biserică și e mai bine. Te rogi. Da. Și atât. Plec în de la... Cum se cheamă? Am uitat cum se spune. Ce? Pelerinaj. Pelerinaj ăsta. Mm. Adevărat. Păi de ce nu vorbește Mutu odată, Mutu? Inim hotărât, de ce nu știa ce să facă? Am făcut și Mut acum. Gata. Am plecat la Severin. Cu ce ia cu fata mea? Merg toți, cred. Aaaa! Miha, mergem. Hai, păi trebuie să mergem la domnul Doc. Haide. Stai să-ți las trepiedul. Ce? Să-ți las trepiedul ăsta-l tău, al meu în mașină. Păi nu mă interesează. Al meu în mașină. Și dacă o șterg filmarea bună? Vezi să nu o ștergi. L-am șters 161 de acum. Bună, David. Ce faci, băiatule? Vorbește și mie aici cu fanul lui Anca. Salutare, nu mai fugi. Anca. Oh, bună. Afară, vă aștept afară. Da, bună, Miha. Ha? Ce? Ce faci aici? Te machești? Mă aranjez așa. Nu chiar mă machiază. Lângă sobă? Păi da, dacă aici am... Măi, omule, eu fac infarct cu oamenii ăștia. Eu nu mai înțeleg nimic al linii. Nicio, dar eu zic gata, nu mai merge la niciun botez. Nu mai merge, că n-are sens, nu fac, să vă mai zic o chestie cum au făcut ei și cu Revelionul. Că ați spus că, vai, noi eram în Turcia și eram fericiți și eram nu știu cum, așa ne-au făcut și de Revelion. Au spus că nu merge nicăieri de Revelion, la niciun eveniment de acolo, nicăieri, la niciun restaurant. Ce au făcut? Cu 2-3 ore înainte, ei mai pofurii și au cumpărat haine din bazar, de unde și-au cumpărat îmbrăcați toate cele. Eu cu Alin n-am avut timp să ne cumpărăm nimic, că ne frecau așa pe drum și încolo și încoa. Și cu 2 ore înainte de Revelion, au coborât recepția de la hotel, aranjați, parfumați, îmbrăcați, hai, pe tocuri, pe alea făcuți și noi, vai de mama noastră, în tricouri, în blugi, terminați, hai că mergem la restaurant. De-am înjurat tot drumul și n-am mai avut chef de niciun Revelion. Eu nu pot să merg așa. Așa fac acum. Nu mai. Hai să plecăm în lume. Plecăm în pelerinaj, m-am gândit mai bine. Hai, tata, lasă un pelerinaj. Nu mai bine să spuneți așa, până nu mai, nu mai vorbiți aiure. Pelerinaj, tata. Păi, eu nu mă duc să stau la București pe ei. Păi, dar nici eu. Dar nu trebuie să... Nu, dacă mergem la București, stăm la noi acasă, ne vedem de treaba noastră. Păi, tata, dacă plecăm împreună, nu poți să-i lași singur, că le trebuie babysitter. Dar nu plecăm simplu. Păi, eu asta zic. Doamne, prieteni, m-au mâncat deci oamenii ăștia pe bune. Ceva. Deci pe bune nu mai pot. Nu știu ce să facem. Unde e păsul cu ea de lângă? Când mergi undeva trebuie să mergi organizat. Uite-l mă pe păsâcul meu, mă, pisoiul meu, mă, frumosul meu. Lasă-l. Ei ar fi în stare să stai așa până în ultima zi, să ne ia din pat atunci cu o oră înainte de botez. Hai, pe cine mai merge așa? Mai ai vreun chef să mai mergi? Când mergi undeva, te îmbraci și tu într-un fel la nume, te aranjezi și tu, ești și tu pregătit, ai gândul ăla că te duci la botez. Așa ce faci? Aștepți o minune, mergi, nu mergi? Nu mi se pare normal, de-aia nici nu mai avem chef de viață, vlogă noi, că ne întrebați într-una ce avem, ce avem. Uite, de-aia, asta avem. Nu putem să ducem o viață normală, asta avem. Hai, te aștept la mașină. Hai, tata. Da? Hai, mai repede. Miha. Iată doctorul, pierzi programarea la dinți. Dragă Miha. David. Ia. O, bravo, nimerică Urica. Felicitări.
Bravo, bravo. Bravo, David. Bravo. Uite, e pata. Da, da, da. Doamne, ferește, apără. Pornim motoarele. Pornim motoarele și ne se vede. Ce, n-ai baterie, David? Da, normal. Mergem la șmecherii de la Drobeta. Abia aștept să mă văd o butelie. Ia uitați-o pe patoana. Îmbrăcată, aranjată. Îmbrăcat, parfumat. Elegant. Acum nu sunt băieți și plecăm. David, mie ce desene, deci prieteni, oamenii ăștia, aceștia, oamenii noștri, ne termină psihic. Trebuie să ajung la Severin acum să-mi schimbe dinții ăștia provizorii, că mi s-au rupt, știți foarte bine. Astăzi sunt gata și ai lumii, asta vedem. Să vedem dacă poate să mai îmi facă două implanturi azi. Și pe bune, suntem așa căpiați, ne-au căpiat, ne-au zăpăcit, că nu știm. Ori facem așa, ori facem așa. Deci pe bune, am obosit psihic. Ei acum zic gata, mergem la București, peste oră nu mai mergem la București, mergem la botez. După aia nu mai mergem la botez, mergem la București. Deci se termină psihic, credeți-mă. Mamă, ce față am, ce freză am, nici freză nu e bună azi pe mine, pe capul meu. Asta este, uitați patrona în spatele mașinii, deschide poarta, ce face? Fred. Ha? Da, o deschide. Da. Uite cum se grăbește. N-are stare, n-are stare patronul ăia, să plecăm repede, repede, vrea. Stai, tata, că mă dau. De ce? Tata, să scoți mașina. Las că o scot. Uite. Sunt obosit, prietenii ăla, stat atât ziua până la urmă. Până târziu pe TikTok. M-am trezit și târziu. Am lovit și mașina, uite, în poartă acolo. Ce, a căzut bara ceva? A lovit mașina. A căzut bara ceva? Nu, n-a căzut. Dar s-a auzit tare. Da. Pagubă patroană, pricază. Frate, deci prieteni, chiar nu știu ce vom face. Ce părere ai, David, ce facem? Nu știu. Eu aș vrea să plecăm la București, să stăm la București noi relax. Fără nimeni, fără ei, fără nimic. De ce nu vrei? Și gata. Păi să vedem cum scăpăm de ei, că vor și ei să meargă la București dacă mergem noi. Păi nu. Seara. Fugim. Da. Vrei? Și nu ne vadă, și să nu ne vadă. Pe bune, ce facem? Nu ne vede seara, că ce stau ei seara, taică tu e pe TikTok, patroana doarme. Da, și fugim noaptea, cel mai bine. Nu-i așa, Davidescu? Chiar dacă ajungem pe la 1-2, tot aia e. Asta e. Asta e, prieten, plecăm acum la Severin, vedem mai târziu ce facem. Vă pupăm, vă dorim o zi minunată și revenim mai târziu. Pa, pa.